Neața băieți, bine ați venit la un nou episod, eu sunt IamHappy și abia de m-am trezit. Azi vreau să fac un episod mai ok, după cât ați văzut, până va apărea episodul ăsta, am filmat numai în medici, viața ca și medic, să zic așa. Și da, hai să vă zic eu de ce am ales chestia asta. Da, nu pot să plec de aici. Deci, în primul rând, șeful meu a vrut să plece din acest oraș, a reușit, s-a dus în alt oraș și eu am rămas ultimul aici. Uitați ce îmbrăcăminte am, da, se mai întâmplă. Altceva ce v-aș putea să vă spun, băi, de acum probabil vor veni episoade numai și numai despre medici, viața medic, operații unultă. Deci să nu vă așteptați la... Nu, probabil poate pe viitor o să mă bag și într-o mafie. Dar asta o să vedem. Ce mafie mai e destul de ok, să zic așa, în acest oraș. Normal. Doar așa de info, eu am informații despre tot. Și oare ce poate face un medic? Eu, un exemplu, mă duc și aduc pacienții de la spital. Mă rog, de la spital, de la accident. Sorry, abia de m-am trezit, repet. Îi aduc o targa, îi duc la medic chirurg. Dacă, Doamne ferește, e ceva împușcat undeva, nu prea se simte bine, are dureri de inimă, un altul. Am probabil ați mai văzut la fel de episoade, dar pe alt server. Și am decis că funcțiunea asta e așa mai liniștitoare, nu trebuie să te complici. Cine știe cât, băi, vei face tur așa de spital, direct, mâncare, n-ai ce să zici, a, aici te poți pune jos, a, e un pic mizerie, nu contează, și priveliște, e foarte, foarte, foarte frumos. Deci, cine a avut idee cu să renoveze acest spital a fost, de nota 10. Poate pe viitor o să ne punem și ca chelner pe aici. Ia că vezi, n-am fost aici în spate, am înțeles o oală. Oh, ce aici, hei. Ma. E bun. N-am ceva intrare să cred, hai că am. Nu, m-am obișnuit după alții, după celelalte. Bă, azi zice să mă duc în biroul sau nu. Aici e sala de așteptare, unde te primești tante Linuța. Și doamna, ce face? Te simți rău, te aduce la noi, țac-pac, te-ai rezolvat. În 2 ore, 3 zile, na, 2 ore, 3 zile, știți voi. Bancomat, în caz de nu prea mai ai bani și nu cash, una, două, ți-ai scos bănuță, salut, te dictai televizorul, zici că e, nu facem reclamă, dar parcă e Samsung, de 500 de inch. Ce să zic? Băi, încă ceva, când sunați la medic, sunați cu numele, prenumele, problema și strada. Cum e acum un exemplu, mi-am dat cu ușa în cap, mi-am dat cu ușa în cap. Bine, ce zic, mult succes. Altceva, probabil, n-ai să văd eu. Stai că nu știu cum să cobor jos, că na, liftul, mai vorbim și noi de lifte, dar... Aici e pat unde poți interna. Te internăm noi. E, na. Liftul nu prea cred că funcționează. Volăm repede pe scări. Și vreau să vă rog o acțiune de-a mea. Sper să nu greșesc sau ceva, că n-am repet, abia de m-am trezit. O să încerc mai multă Caterinca pe episoade cu de-asta, dacă vreți. Mă, nu, eu până înainte film de la mafiot. Să ajungi aici e mașina, ambulanta, sau cum scrie pe față, stați că vă arăt acum, na, nu văd. Atnaluma, nu știu să citesc. No, punem girofarele și blana, ce zic, sper să mai fie pe acolo. Mare conduce ca ultimul nebun, dar nu-i niciun stres. Suntem în misiune. Am sunat în telenuța, domnul Happy. Hai că aveți un pic de treabă. Bă, da, apropo, mafia rusă se rămână tot timpul și va rămâne la mine în inimă, să zic așa. Deoarece 6 luni am stat, 6 luni în viața reală am stat acolo. Hai să merg să vedem ce vrea. Trebuie să nu... să închidem, așa e. O, trăznit chiar. O, domnul, ce s-a întâmplat? Aoleu, domnul, nu pot să mă ridic. Mai că te ajut eu. Auzi? Da, da. Vezi că nu prea eu... Domnul, eu cred că tot te prefaci. O trag în el, girofar, stai un pic. Nu, în sfârșit. Domnul? Da. Bai care, că tu nu prea... Ma. Hai să te verificăm un pic. Dar nu prea văd ceva. De ce s-a întâmplat aici? Dacă pot să întreb. Mi-am dat cu ușa în cap. Cum să-ți dai cu ușa în cap? Păi am ieșit de mașină și m-am grăbit și mi-a intrat coțul în cap. Am înțeles. Păi și... da. Vezi că nu prea ai nimic, adică poate o zgârietură, te poți ridica? Nu, asta e că nu pot să... Ia încearcă, vezi că poți, că te țipă picioara. Dă mâna, dă mâna. Hai. 3, 2, 1, hai. Ei. Bun. Au, am căzut din nou. Să moară panina mea. Te coți de mașină. Așa, așa. Aoleu, gata. Stai, te țin de spate. Ai nevoie de ceva? Sau... Nu. Nu, bine. Uite așa s-a întâmplat, uite. E, și-o dat în tine. Sau? A, iar mi-a dat cu șine în cap. Bă, dar tu s-o faci cu cuie, mă, la cap, mă, nebunule. Domnul, te rog frumos, hai că mă duc să iau mașina asta, că nu prea... Nu. Mașina mea. Bine, dar vezi că nu parchezi bine pe aici, să zic așa, adică... Te mai ajut cu ceva? Nu, mersi. Ok. Da, ăsta în specimen ce... Abuzează de U, să zic așa. Dacă nu știți, vă arăt imediat. Dacă acum mai vine. Te pot așa sau? Da, mersi. Da, bun, salut. Stați că o să vă arăt. Nu știu ce am făcut așa că un mânz. Dacă merg un pic mai acolo. Și vă arăt. Bine, e... ceva, na, ce nu ar trebui profita de el, na, nu mi se pare chiar ok, adică te lovești și ai picat pe U. Salut, ești mort. Da, îmi cad niște reguli, frate, adică nu ai voie să abuzezi de U ăla. Na, nu mă zic și eu. Asta e, am încercat să-i acord prim ajutor, dar odată ce omul e pe bobe, să zic așa, nu prea ai ce să-l ajut. Să-l lovi la cap, arunc cu cui, salute, l-ai verificat. Mai sper că v-am pus în... da, să zic așa, v-am ajutat cu niște informații. Am să încerc să fac mai multe episoade cu Caterinca. Și probabil. Da, da, nu e punctul meu forte, dar voi încerca, adică... Da, după cum am zis, 6 luni mafio și mafio nu te... nu prea te vine să glumești, știi? Cam asta toată chestia. La spital ce zic? Avem de toate. Avem... Poți să te... știi cum? Te reînviu, zici că ești zombie, nu mai... Pe garaj de la tante, de la domnul Cornel, una, două repară ambulanțele. Da? Una, două, țac-pac, aici, schimbăm o rotă, schimbăm... Bă, eu nu v-am lăsat. N-am ajuns la morgă, dar nu e nicio problemă. Da, mai bine plec de aici. Deci, vă aștept pe serverul TapRomaniaRp și v-am pupat. O zi frumoasă aveți. Pa, pa!